Absolvenții instituțiilor de învățământ mai au la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a se înregistra în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Botoșani pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea încadrării în câmpul muncii și totodată pentru a beneficia de indemnizația de șomaj care se va acorda timp de 6 luni de zile. Repetăm încă o dată pentru absolvenții de anul acesta de școală de 10 clase, de liceu, de facultate, de școală profesională, că data de 30 este ultima dată care se poate înscrie, după care să-și facă un al doilea dosar pentru a putea beneficia de primă de angajare. Până la această dată, aproximativ 280 de tineri și-au depus dosarele. Cei care se vor înscrie după data de 30 iulie vor beneficia de asemenea de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii și servicii gratuite de formare profesională, însă nu și de indemnizația de șomaj. Ei pot să se înscrie după data de 30, dar nu mai pot beneficia de ajutorul de șomaj. Într-adevăr, pot beneficia de alte instrumente cu care lucrăm noi și mă refer la mediere, consiliere, oferirea unui loc de muncă sau un curs gratuit. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidența JOFM Botoșani ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt actul de identitate în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii în original și copie și o adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă, oricare eventuale restricții medicale. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana în vârstă de minim 16 ani care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.